fată de 11 ani și o adus-o și o violat-o. O dus-o odată la niște băieți, la niște bărbați. Dumneavoastră să spuneți că își pune fiica să se prostitueze? O dus-o, dar cum, de 13 ani. Ne-a făcut satul de râs, doamna Monica. Ne-a făcut satul de râs. Ce se aude despre ea? Ce se aude? Numai răli. Și a făcut ea, nu a făcut nimeni. Ce viață a avut ea cu soțul? Soțul era bun, doamna, nu numai că fura și pleca și el, dar de bătut nu o băte soțul. Dar ea era o... Maica s-a trăit cu un bărbat înainte de concubinul ăsta care l-are acum și băiatul ăla cu alți băieți s-au gândit ei să dea fata, fata de 13 ani. Știu că trăia la el acolo, luată la el acasă. Ea a primit bani pentru faptul că a dat fetița? Nu știu dacă ea, Monica, o primi bani, dar bărbatul cu care era cu siguranță o primi bani pentru că o ducea la mulți bărbați în bârlad și își făcea viața cu ea, cum s-ar spune. Fata a avut o hemoragie foarte puternică pentru că vă dați seama, ți-a auzat că și câte 5-6 bărbați la ea. O fată de asta care nu e educată, ne-a făcut tot satul de râs, doamnă. Știu atât, că și-o lăsa copii. Avea grijă de copii? Păi dacă avea grijă, îi lua. Îi lua copii. Nu știu cu cine o fi trăit ea, că dacă au avut atâția bărbați, cine mai știe de dânsa? Merge la adunare cu copiii după dânsa, cu sâna de copii, cu fuste, se închedica și acum are fustă scurtă roșă la televizor, vine și mai se face că și-o plânge. Cum se comportă cu copiii? Da, nu știu cum se comportă cu copiii. Dacă și-a dus fata, nu vă dați seama, fata de 12 ani a dus-o la prostituții și dă el la copii și ea când, dacă e înapoi. Tot așa se ducă la prostituții? Are motive să plece de lângă soț? E? Nu a avut motive. Asta era ei, boala ei. Bărbață, doamne. Ne-a făcut de râs. Ne-a făcut comuna toată de râs. Nu s-a întâmplat la noi în Zorlene așa ceva.